Blast TV. Asta e televiziunea ta. Seara bună, doamnelor, domnilor, emisiunea Bistrița în Mișcare este în această seară prezentă în studio cu mai mulți invitați, cu mine, de altfel Ionuț Capotă sunt. Bine v-am regăsit pentru 50 de minute de discuții, analize, comentarii și intervenții din partea telespectatorilor. Sperăm să ne bucurăm și de acest lucru. 231563 spun telefonul de la începutul emisiunii pentru ca lumea să știe, pentru ca lumea să sune. În această seară ne concentrăm asupra handbalului bistrițean, handbalul feminin. De altfel, am mai avut invitați în această emisiune, invitați din lumea sportului, din lumea handbalului din Bistrița Năsăud. Pentru început o să prezint invitații. Domnul Iuliu Crăciun, bună seara, antrenor la LPS CSM Bistrița sau invers, cum doriți dumneavoastră, bună seara. Salut, una, doamnelor, bună seara, domnilor, mă bucur din nou că sunt invitat la acest studio de televiziune unde vom discuta niște lucruri deosebite vis-a-vis de acest iubit sport care este handbalul și care face atâta vâlvă și aduce atâta plăcere. Este un spectacol pentru bistrițeni, pentru că eu sunt convins că oamenii din Bistrița iubesc acest sport și mi-au întărit această convingere pentru că i-am văzut așa într-un număr de mare venind la meciurile pe care echipa noastră de divizia A, CSM LPS Bistrița, le-a subținut în sala polivalentă. Ne-am întâlnit undeva pe la mijlocul turului în acest studio. Iată că după ce s-a terminat turul, v-am invitat din nou pentru a analiza situația echipei și pentru a discuta despre echipa de handbal care până la urmă reprezintă acest județ și acest oraș în România. Al doilea invitat e vorba de Elisabeta Cadar, jucătoare la aceeași echipă de handbal. Bună seara, Elisabeta! Bine ai venit, o să avem și pentru tine câteva întrebări legate de activitatea ta și de pasiunea mare pe care o ai probabil pentru handbal, că altfel nu te-ai fi apucat de acest sport. Domnule Crăciun, pentru că a trecut mult timp de când nu ne-am întâlnit în studio, ne puteți spune câteva lucruri despre echipă? Am terminat turul pe locul 4, urmează turneul de la Craiova. Ce face echipa de handbal? Sigur, așa cum ne-am propus la începutul turului, sigur, aveam o mică îndoială, având în vedere faptul că echipa de handbal a CSM-ului și a LPS-ului din Bistrița, pe care cu onoare o pregătesc și o conduc, era o echipă formată din jucătoare tinere, de fapt era o echipă formată pe scheletul juniorilor de la LPS Bistrița, junioare care terminase junioratul și cele care au mai rămas și mai sunt încă junioare. Aveam un pic de emoții la începutul turului, pentru că nu cunoșteam exact care este valoarea națională în divizia A. După ce a trecut un tur peste noi, și pot să spun din capul locului că n-a fost un tur ușor, și din aceleași motive, pentru că jucătoarele sunt foarte tinere, să vă gândiți că cea mai în vârstă jucătoare a noastră încă n-are 21 de ani, și de asta v-am spus, nu a fost ușor, dar eu consider că l-am trecut cu bine. De ce spun acest lucru? Spun acest lucru pentru că locul 4 eu consider că este onorabil și cred că ne puteam plasa undeva pe locul 3 dacă nu aveam mici ghinioane, dar să știți că n-au fost mici, sunt totuși mari. Noi avem din luna februarie 4 fete operate de menisc, avem și nu numai, ruptură de ligamente care sunt indisponibile pe un timp de cel puțin 6 luni jumătate, 7 luni. Și din această cauză a trebuit să din această cauză, anumite modificări? Da, am făcut modificări și în componența echipei. Din această cauză, banca noastră a fost un pic mai sărăcăcioasă. În momentul în care apărea oboseala la o jucătoare sau avea nevoie de o consultanță cu antrenorul sau cu celelalte jucătoare care erau pe bancă, nu prea aveam cu cine face acest schimb. Având în vedere acest fapt, a trebuit de multe ori să mai și improvizăm. Făceam improvizații și când spun acest lucru, mă refer la improvizațiile de pe posturi. Ajungeam de multe ori să jucăm cu extrema inter,
și multe lucruri din astea care nu fac casă bună cu handbalul de înaltă performanță pe care noi dorim să-l practicăm. Cu toate astea, vedeți dumneavoastră, echipa s-a comportat admirabil. Eu le felicit încă o dată pe aceste fete și așteptăm cu nerăbdare ca cele operate să revină din nou. Dacă nu interveneau aceste accidentări pe durata turului, credeți că aveam șanse mai mari la ocuparea unui loc mai fruntaș? Chiar dacă noi a afectat până la urmă... Sigur, a afectat întreaga echipă. Aceste accidentări au afectat întreaga echipă și vedeți dumneavoastră, nu au fost accidentări pe un termen scurt. Au fost accidentări pe un termen de cel puțin o jumătate de an. Ne pregătisem în vară cu un anumit lot și ne-am trezit pe la mijlocul turului că apar accidentări. Aceste accidentări, să știți că nu se datorează nepregătirii fizice sau așa ceva. Nu putem spune lucrul ăsta, având în vedere faptul că noi am făcut o pregătire fizică deosebită în pregătirea centralizată pe care am avut-o astă vară vis-a-vis de ceea ce am făcut noi două săptămâni acolo. Aceste accidentări au apărut ca și un ghinion pentru noi. O mișcare greșită, poate o concentrare mai puțin a jucătoarei. Au fost și accidentări cauzate de adversare, intrări mai agresive sau majoritatea accidentărilor au fost așa întâmplătoare din... Dumneavoastră cunoașteți că handbalul este clar în ziua de astăzi, este o luptă adevărată, vedeți că... Până și la fete. Până și la fete, contactul direct cu oamenii este în fiecare minut, îl avem acolo și probabil că și constituția fetelor este așa cum este și la un contact mai dur se mai duce un genunchi, se mai duce ceva. De asemenea, consider că aceste accidentări au apărut și datorită faptului că locul de pregătire este într-adevăr foarte bun unde ne pregătim. Însă, aș dori ca toate sălile din țara asta care s-au făcut și au acea suprafață artificială pusă, atunci când vor fi finanțe și ar trebui să găsească foarte repede aceste finanțe, să fie schimbat pavimentul respectiv, să se pună podea. Podeaua care este elastică, podeaua care nu a adus atâtea accidentări. Lucrez în acest domeniu de 36 de ani. Nu am avut niciodată atâtea accidentări cât am avut în acest an. Într-adevăr, am lucrat în săli care aveau fie parchet, fie podea. Da, deși din cauza suprafeței da, de joc. Da, a suprafeței de joc. Și m-ați întrebat cum au apărut aceste accidentări, să știți că au apărut așa întâmplător, fără contacte directe cu absolut nimeni, chiar singure, conducând o minge, făcând o schimbare de direcție, a căzut și a început necazul. Da, urmează o perioadă în care nu o să se mai joace, mă rog, multe meciuri. Până în 11 decembrie echipa se va pregăti. Da, începe turneul întâi care se va juca la Craiova cu echipa care a câștigat practic sau care după este tur, deține prima da, poziție după tur. Da. Sigur, după terminarea turului am lăsat și noi câteva zile libere, însă nu prea multe, pentru că timpul nu este chiar așa de lung și ne gândim la turneul de la Craiova, unde avem 3 jocuri și peste care am dorit să trecem cu bine. Sigur, ați văzut și dumneavoastră echipa Craiovei în ce componență este, unde sunt fete de lot național, de senioare, are și obiectiv de calificare în acest an în ligă, dar avem acolo alte două echipe care se numesc Mediașul și care se numesc Mureșul, pe care noi la Mureș am